Și atunci vine de domn bătrâne, Anthony Junior. Ia și Andrew Fuchs, băiatul ăsta. Este un băiat aici care crede despre noi că suntem vedete. E foarte, e foarte tânăr, așa, e micuț, cred că e, nu știu, 17 ani. Maxim, something. Nu cred. Nu lucrător comercial. Vizitator, a venit într-o zi, da, cu... Eu de asta mi-am amintit de el. Cam că eram în față noi doi și a venit cu taică sau singur? Nu, era cu un prieten. Cu un coleg. Da. A venit cu un coleg să întrebe dacă minorii au voie la show-uri, așa, în general, la aici. Și noi, normal că am zis că nu. Și a venit și în țara asta? Da. E aici? A venit atunci și acum a venit, da, să vadă show. Și am zis, haide, stai înăuntru că e frig. A venit deja, acum? Da, este în sală. Și a zis, îmi permiteți așa, este o onoare. Foarte drăguț, mi-a plăcut. Ai zis asta cu onoarea? Da. Holy fuck. A fost foarte cute. Exact. Permiteți această onoare. Pe mine încă mă și ai făcut așa? Ai făcut cărții. Când te-ai prezentat, te-ai tras de rochiță? Am zis, doamna Luiza. E cam doamnă. Mirica se joacă cu trains. Are misiune, da, are misiune la trebuie. I like trains. E greu, bă. Trains! Ești tramvai boss-ul? Nu, am trecut în următoarea regiune. Te joci de tramvaiul? Am trecut în următoarea regiune, în mijlocul unui event și acum trebuie să folosesc trenuri din regiunea nouă care nu sunt upgradate la maximum. Pa. Și sunt foarte puține și trebuie să fac multe drumuri și că așa. Că se mișcă încet, nu? Și ești ok? Se mișcă la fel, ce? Nu e greu, că mă trezesc noaptea să pun trenurile în mișcare. Deci tu te-ai angajat la CFR într-un joc? O iau pe urmele. Mamă, cred că ce întârziere au aia. Și ajuns în România, că asta se întâmplă. De-aia merg în CFR. Dar că Tasu-și lucrează la CFR. Asta și bunicul meu lucra la CFR. Deci păi, tu cumva duci... Asta nici atâta, că mă ține de școală, dacă nu, liceul 2. Liceul 2 făceai... La mine e liceul CFR. Da, există liceul CFR. Există și liceul Tractorul. Da, pe vremuri zicea Industrial 7. Da. Acum zice, nu mai zice Tractorul, îi zice frumos, are un nume. Dar unul nu e Mircea Cristea și celălalt este Nicolae Titulescu. Nu. Sunt Nicolae Titulescu am auzit, Mircea Cristea. Mircea Cristea nu, sună Tasul Andrei Cristea. Sună că a invitat la, la România TV. Ne avem aici alături de noi pe Mircea Cristea. Seara așa asta frumos cântă? Pe un sfert de ecran. Pe un webcam din ăla așa de aici filmat din jos. Dar are bibliotecă în spate. Domnul Cristea, haide să ne potolim, domnul Cristea. Domnul Ciutac, domnul Ciutac. Alo, alo. Tipul ăsta de limbaj. Da, vă rog frumos. E o femeie tot timpul care îi roagă frumos. Aveam încredere, m-am lăsat acum la... Bă, și eu aveam încredere, Mirica, dar n-are niciun rost. Da, nu mai e, încrederea n-are niciun sens. Și acum vorbesc din suflet când îți spun chiar n-are niciun rost. Hai să trecem. Trecem un nou an fără încredere? Da. A, suntem în 2023, ca să... Încă nu suntem, că apare săptămâna asta podcastul. Da? Ia-o spune! This is brand new information! Vezi ce înseamnă să fii manager la CFR? Zici tu când apare. Da, nu, n-am eu timp să... Apare, e postat anul ăsta, dar ajunge la anul. Din păcate. Bă, doar știți care e problema mea. Care ziceți că e defectul meu cel mai mare? Da, exact, am prea mare încredere. Faptul că oamenii sunt prea optimist. Exact. Asta, tu ești. Mulțumesc prea optimist? Frumos pentru confirmare. Bun, hai să-și zică fiecare cât un defect. De-al nostru sau de-al altora? Că nu, eu invers mă pricep, deci... De-al nostru. Că nu știu să spun nu. Da. Dacă îmi dai de lucru. Și să spui nu la propunerea zic mea. Zic că ești și perfecționistă. Sunt și perfecționistă. Nu o să spun asta. Asta e problema mea. Mie poți să-mi dai de muncă foarte mult, să nu-i ziceți asta lușorea, dar eu accept orice. Asta eu fac. Mă nervez după aia, dar fac. Este un skill, ziceți un skill important defecte. Să știi să zici nu. Hai, luăm la rând sau the table. E prea impulsiv. Mă las portat de emoții. Așa, mă duc ca... Orice emoție. Ca la final de sezon 3 de Game of Thrones, când o duc ca sclavia pe Daenerys, pe Misa. Tu ești Daenerys în capul tău? Ești Misa, Misa, tu? Ești Misa, Misa. Misa Horny. Zi-mă, Boxi, un eu nu știu să zic da. Eu tot timpul sunt... Încep cu nu? Sunt foarte încăpățânat. Super încăpățânat. Tot începe cu nu. Dacă nu era, nu veneam cu confirmări din astea. Scuze. Nu e genul ăla de emisiune? Că suntem pe canapele opuse și simt nevoia să mă cer cu boxing. Doamna Oprah. Nu e o competiție. Nu cu aia, dar chiar sunt... Asta, sunt prea optimist și când am spus... Mi-ai mai zis teoria asta și am râs și atunci o să râci acum. Și când am făcut planificarea aia, că rezumatul anului apare...
pe 2 ianuarie, nicio șansă. Mi-am dat seama că nicio șansă, că mâine plec la munte sau 4 zile acolo. Adică asta, în mintea mea aveam timp, azi și mâine ce fac? A, dar, și uite-te aici. Nu. Am trecut prin el, funny, top class, o să rupă, dar... la un moment dat. A părut dacă, fun, dacă a am și pus, dacă am și pus documentarul acum, mai baxăm și podcastul ăsta, după aia săptămâna viitoare vine rezumatul anului 2022 cu Vio, care e foarte fun. Cum merge documentarul? Asta. Cum vă simțiți acum că a ieșit? Care e vibe-ul? V-a plăcut experiența să filmați chestia aia? V-ați simțit... Ca când s-a filmat sau acum după ce s-a postat? Și când s-a... Păi acum că s-a postat, mi se pare primit. Că acum e mai ok să... Pare că oamenii cred că și noi suntem oameni and that's nice, știi? Ok. Comentarii foarte drăguțe. Da, asta, comentarii, pare că reacție bună, view-uri bune, adică e pe 1 în ultimul 10 nice. Chestii postate. Deci merge bine. Merge bine. Merge bine. Eu cred că o să fie mișto peste 10 ani. Știi? Mie îmi place și v-ați acum. Mai uitat la, acum, v-ați mai uitat să... la vloguri din alea vechi? Și mai știți perioada de vlog? Eu mai am așa niște perioade. De obicei în perioada asta anului, când sunt singur și trist și așa. Și apoi intru și mă uit așa la... La vloguri și știi ca mema cu Wolverine de... Ating așa zi, bă, ce fan. Mi se pare că se simte la alea, se simte că a trecut timp. Adică se simte că a trecut așa timpul. Așa treci de la una la alta, de la un podcast la altul, cumva de la din astea, nu prea simți. Dar da, că atunci când vezi un copil în fiecare zi așa și nu-l vezi. Și îl vezi după 3 ani? Da. Se simte. Da. Dar podcastul ăsta, documentarul, chiar varianta care a ajuns să fie postată sunt... A câte variante? A doua. Adică au mai fost niște modificări, cealaltă. Niște așa, a devenit... L-a schimbat, Ana l-a făcut un pic mai... nu știu cum să zic, mai dinamic, mai... A dus-o un pic mai spre vlog, mai spre fan. Okay. Era un pic mai serios prima era variantă. Era pre-recorder? Nu știu dacă mai era recordă. Mai film indie așa. Da, okay, da. Ok, da. ok. Și mi se pare că acum e un balans foarte bun între da. Între fan și serios. Acum chiar sunt foarte încântat, îmi place mult. Da. Na. Tu cum te simți că ai ieșit? Eu nu l-am văzut. Fuck you. am dat așa prin el, încă n-am stat să mă uit. Sincer, că nu putem să stau acasă. Dacă ne și știi. Da, o să mă uit la el la un moment. Dacă e tocmai asta, că mi s-a părut destul de fan. E fan, da. Sărind e... prin el, părea că se râde, că e... Și muzică bună, așa, de la... Și nici măcar aia că n-am fost surprinsă toată distracția din turneul ăsta. Cred asta că e și greu. Da, păi n-a fost axat pe distracție, că mi-a mai zis cineva asta, că bă, dar voi... Că mă gândeam că o să fie mai pe râs. Și ai zis asta, nu e vlog, e mai documentar cumva. Ana a venit pe ideea asta, să surprindă că cumva realitatea din spate. Eu știu că s-a și râs. Că eu v-am auzit la telefon de câteva ori. Voi erați departe de telefon, eu v-am auzit, aia zic. Adică... Asta e chestia, dacă te trăgea de o parte și te întreba ceva... Da, se rupeai un pic na, filmul. Și asta mi se pare că e și farmecul la tipul ăsta de content. Că așa, în general, cum ne prezentăm noi, cum ne expunem pe net, încercăm de fiecare dată să fiu... Adică asta a fost și, cum să zic, reticența mea la început, după prima variantă când am vorbit cu Ana. Că mă simțeam un pic dezvelit, da, așa, da, eram, dar n-aș vrea să mă văd așa de vulnerabil. Așa de serios. Dar până la urmă, până la mea, serios? Asta e un alt angle la ce facem. Da, e altceva. Angle înseamnă unghi. Depinde. Angle Joey e diferit cineva. De unghi la care te atinge. Asta e, uite, avem și angle și uncle. Cu unghi și unghi. Nu știu ce înseamnă asta, dar... Căcat, I guess. Ce ați făcut de Crăciun? Ce am făcut de Crăciun? Bă, nimic. Absolut nimic. Am stat... Neamuri? Ai fost acasă? Am fost acasă. Am văzut-o pe mama, l-am văzut pe taică-miu. Separat sau împreună? Împreună. Împreună, am stat vreo 2 zile în casă, m-am uitat la filme. Nu neapărat bune. Ce filme nu neapărat bune ai văzut? Că am văzut și noi unul super fain. M-am uitat pe Netflix, am văzut Best Offer. Se numea, este cu cel mai bun afo din lume. Cu Jeffrey Dahmer. Nu. Goldstein. Am un lapsus acum, scuzați. Ăla care l-a jucat pe Epstein. Capitanul Barbosa în Pirații din Caraibe. Așa.
Nu știm, dar nu știm cum îl cheamă. Geoffrey Rush îl cheamă. Geoffrey Rush. Nu am văzut Pirații din Caraibe. Mă rog, anyway. Nici Lord of the Rings, nici Harry Potter. Bă, la Lord of the Rings trebuie să te uiți. Wow. Nici Star Wars. Lord of the Rings, ai restul de lempula mea. Dar și Harry Potter? El este un ăsta, este un cap de casă de auction house. Ok. Chestii și trebuie să-i vândă se mobila. Se fură la, sau la, se vinde? La sau poftim? Se fură, e cu jafuri, e că de obicei când sunt auction house-uri. Long story short, ideea este că el trebuie să ducă să-i amaneteze casa lui una care a moștenit o casă de la părinții ei, un mobilier vechi, picturi, chestii, okay. Pula mea, și trebuie să se ducă să să le facă inventarul, să îndrăgosteze. Care e chestia? Fata are agorafobia și nu se văd. Ea stă, are o cameră în perete. Am văzut filmul ăla, da. Și I really like it. Da. Mi-a plăcut. Tu ai rezonat cu agorafobia? Nu. Ține-i cu agorafobia. Și yeah, get that bitch. Get that bitch. Sufoco. Put her into the wall. Și la un moment dat, eu nu mai țin minte filmul, țin minte premisa așa. La un moment dat ei fac dragoste? Da, fac și dragoste. Cum? Și vezi? Anal? Nu, printr-o gaură în perete? Glory hole? La un moment dat, el face... Deci, idee, pe lângă faptul că el este mai în vârstă... Trebuie să mă dezbrac pentru povestea asta. Și ea e tânără, ea e mai tânără, el este mai în vârstă. Aici m-a prins pe mine, pentru că genul ăsta de poveste de dragoste îl trăiesc și eu cu nepoata unui prieten al meu. Așa. Așa. Drăguț că tu încă îi mai zici prieten. Cu mătru! Și... ideea este că el la un moment dat, adică știe, își dă seama că ea stă, este într-o cameră, este cumva în perete și vorbește cu ea prin perete și la un moment dat e acolo în casă. De și unde ce... știe că e bună? Îi lasă pliculeț ca la pisici. Dimineața vine, îi lasă. Eu asta eu mă gândeam că se udă cașoare. Ce? Ești, bă, ce pula mea se udă, ce pula mea tot zgârie pereții. De unde știe că e bună? Da. E satul sexual, asta o simte. O ia după creier. Aici m-a pierdut. Asta-i vrăjeală. Yeah, I can't have sex with your personality. And I can't put my penis in your college degree. Și ideea este că la un moment dat zice, bă, gata, am terminat pe ziua de astăzi, el este în casă, în living, și ea este în perete. Cum mai stai? Unde este locul lor? Și zice, bă, gata, am terminat pe ziua de astăzi, e 6:00, trebuie să rup ușa. Hai că plec acum. Și se preface că pleacă, închide ușa și apoi se ascunde după o statuie, că atât de mișto e casa, are o statuie după care se ascunde. Dar era o statuie de aia că a venit fără română, a trebuit să facă așa. Și el s-a ascuns așa și a pus. Și apoi ea a ieșit. Aha. Din cameră. Să se pișe că asta toată ziua că... Și atunci el a studiat-o. Nu, a lăsat. Studiat-o? He was a creeper. Adică s-a uitat la ea, a urmărit-o. Și apoi după ce... Te-ai dat seama că e bună? După aia a sunat-o. Și a sunat, când ea s-a dus la telefon, el a ieșit repede din casă. Aha. Și când se fut, Mirica? Long story short. Nu, mai durează? Nu, prea spoiler asta. Prea spoiler. Pentru... Uitați-vă la film pe Netflix ca să vedeți când se fut. Și trimiteți-ne poze cu reacțiile voastre. Cu reacțiile voastre când vedeți scena de dragoste. Și... Nu, reacția corectă. Chiar e un film nice, chiar mi-a plăcut. Și-am mai văzut după aia, zic să mai dau play. M-am uitat la un film cu Benedict Cumberbatch. Mamă. Actor bun. Actor bun, joacă în filme proaste. Ziceți un film bun, un film bun cu Benedict Cumberbatch. Film, nu altceva. Nu altceva. Nu joacă în filme proaste, e dreptate. Joacă în filme proaste. Spider-Man. Ăla cu naziștii? Trei Spider-Man. A jucat în Spider-Man? Este Doctor Strange? Ăla, da. E penal, este bă, mi-a plăcut Spider-Man-ul ăsta. Eu nu am văzut multe Spider-Man-uri. Da, Spider-Man. Și niciun Star Wars și niciun Lord of the Rings. Da, dar m-am mers la ăla și ăla cu cool. Ăla cu 3 Spider-Man a fost un film ok. În schimb, ăsta și-a stat 4 ore la Avatar ca un 3 pârțar ordinar. Între care o oră jumate a fost ok. Sincer. Între care o oră a fost film. 4 ore durează filmul ăla? 3. O oră documentar, 2 ore film. E un serial, tot un serial cu el care e foarte bun, care se numește Murdoch sau nu mai știu cum. Îl cheamă pe el într-un fel. Am auzit de el. Ăla cu el când a fost abuzat. Patrick Melrose. Patrick Melrose. Este superb. Da, foarte este bun. Este superb serial. De asta zic, alea sunt mișto. Da. Dar asta gen am văzut de la el The Imitation Game. Da, când rău. El e Turner, îl cheamă Alan Turner sau ceva de gen Turing, cred. Tina Turner. Cred că Turing. Și și mă rog, nice. trebuie să decodezi el această enigma, mașinăria cu care codau nemții. Am văzut și filmul ăla. Dar e prost, foarte prost filmul. El e mișto, Benedict Cumberbatch e mișto. Average, nu e prost. Nu e prost. Și ăsta pe care l-am văzut cu curierul,
El este un businessman din englez, pe care îl trimite cineva, îl trimite guvernul în Moscova să facă cumva afaceri, doar că trebuie să ia contact cu un mare ofițer din Ce filme de tați, efectiv. E bun film ăsta. Bă, asta mi-a plăcut. De film, deci, cafe sau TV 1000. Este un ofițer din ăsta sus în armata roșie, în guvernul comunist, chestii. Un trădător. Care vrea să ia legătura cu americanii, bă, o ia Hrușcev nașpa și dă cu bombe când a fost criza cu rachetele din Cuba și... E bazat pe ce s-a întâmplat? Da, sau e, o... da e bazat e pe fapte reale. Ah, okay. Dar tot la fel, boring. Și adică nu se întâmplă... Mie mi-a plăcut filmul. Kind of. Bă, sincer, fost, asta mi se pare o idee bună de emisiune, boring, de show. Asta, să facem 40 de filme în 5 minute, să le povestim așa, mitralieră. Bum, 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 m-am uitat la John Wick 2. Dar apare John Wick nou, nu? Super apare sau a apărut John Wick nou? Că nu știu că John Wick nou. John Wick tăierea capului sfântului John Wick. John Wick nou. John Wick se John Wick botezătorul. Schimbarea la John Wick. Adormirea lui John Wick. Mă doare la John Wick. Nu am văzut Red Notice, care este super. Este cu The Rock. Așa se numea Red Notice? Da. Este ai cu The Rock. Ai văzut cu The Rock? Da. Și eu l-am ales. Am pus, oh my god, The Perfect. Rock. Da. Ryan Reynolds. Sau ceva mai te serios. Te fuți în el, te poți să te uiți. Fun. Poți să fii în comă și te bucuri la filmă. Mașini care se răstoarnă. Da, da, bătăi, da. Ryan Reynolds, da, Caterinca, e... aia bună, cum o cheamă? Gal Gadot. Gal Gadot. Gal Gadot, nu place vorbește de mult, stai liniște. Mai dă o dată mai repede asta, că sună ca... M-a fut în Gal Gadot. Gal Gadot? Să dau la Gal Gadot. Să te spală la Gal Gadot. Gal Gadot suna ceva, oraș vechi din Biblie. S-a dus în acum îngerul s-a pogodit peste cetatea Gal Gadotului. Cetățile mesopotamiene. Urmuruc și Gal Gadot. Nevasta lui Nabucodonosor. Da, și fute bucățul de rock. Îi fute bucățul de rock? Îl bate pe The Rock și pe Ryan Reynolds în același timp. Bate și atunci Bogzi și ieși din minți. Da, ia care nu se poate așa ceva. N-am fost că nu se poate așa ceva. N-am fost bucata lui Bill Burr. Ca persoană fizică. You can't hit a woman. Have you ever seen a woman fall down? Că îi fute Ryan Reynolds sau The Rock, nu mai știu care, îi fute un pumn lui Gal Gadot. Nice. The Rock. The Rock. Și îi fute un pumn. În unde? În maxilar. Îi fute un pumn. Și ea cade un pic și se ridică și se bate mai departe. Și acolo am fost, bă, s-a întors la mine de parcă dacă îți fut una să demonstrezi ceva. Mie dacă îmi dădea cum i-a dat ei pumnul ăla, dacă îmi dădea o palmă de rock, leșinam. Dar ții minte cum a fost. Dar măcar și dacă leșinai, măcar înțelegeai cu aia, n-am ce să mai fac cu ăsta. Da, dar plecam. Și era acolo, deci o vedeam pe ea. Mă apuc de programare, fac bani și mă piși pe el în altfel cumva. Dar nu la bătaie. Trebuie să-l asasinez cumva, dar nu așa. Yeah. Vezi toată lovitura, tot parcursul pumnului sau e cut la un moment dat și se schimbă și după nu vezi căzând? E cut, nu e făcut cum trebuie. E filmat foarte bine, nu vezi că se mișcă repede, dar genul ăla de pumn, dacă el ar fi dat, în primul rând că îi se desfigura fața. Ea nu pleca frumoasă de acolo. Știi? Asta mă gândesc că mergea un slow motion, așa cum îi fuge maxilarul, așa, să fie du-te în pula. Și ia bucăți, și ia picioare în stomac. Ca la Mortal Kombat, la Fatality din aia de... Exact, de zboară sparge osul, așa. Și ea, în tot timpul ăsta, ea este într-o roche foarte strâmtă, cu crăpată așa, care te-ar ține să dai picioare din ele. Nu e adevărat, că pe ea nu ține. Picioare în pizdă. A mai fost o scenă la care tot așa m-a buvnit râsul, că ajung ăștia într-un ring din ăla de toreador, de taur, de pula mea, de cum îi zice că sunt în Spania. Corida. Corida, într-o corida. Și îi face coridou. Am fost des. Care-i vorb cu Corido. Îi zice ăsta lui pula mea de rock să nu se miște, că vine taurul spre ei, dar dacă nu te miști, că nu intră în tine. Și ăla nu se mișcă și îl lovește evident taurul de îl dă în pula mea de pereți și se ridică și îi zice să nu mă mișcă. Și face și asta. Ce mai face și asta? E foarte funny, e amuzant să vezi cum îl lovește. Este un film așa de fain de văzut. Da. E film de tație cu bătăie, cu amuzament. L-ați văzut numai voi doi? Naziști, naziști. E cu naziști. În Argentina, în pula mea, nu orice naziști. Naziști, e aia buni în pula mea. Da, e super fain. Care au câștigat campionatul mondial anul ăsta. Apropo de naziști. Credeți că au existat și naziști buni? Asta o întrebare pe scurt așa. Ha? Ha? Bine, bun. Kanye, zi ce vrei să întrebi. Ce înseamnă, mă, nazist bun? În primul rând trebuie să menționăm pentru spectatorii noștri că binele și rău sunt niște concepte aleatorii. Nu poți să le pui limite, margini, nu poți să le definești foarte bine. Ce e bine, ce e rău. N-au fost din ăștia care au și ajutat evrei să scape? Adică nu erau naziști, dar erau... Schindler's List.
un alt film pe care îl recomandăm. Ăla care face scări rulante la metro. Lifturi, Schindler's Lift. A, și cealaltă întrebare. Da, și face și lifturi. Dacă erai german în al doilea război mondial, automat erai nazist, nu? Din cam punctul meu de vedere. Adică eu știu că mai era la Germania, e Germania nazistă, toți sunt naziști. Nu erau unii ok și unii. E un serial foarte bun despre al doilea război mondial făcut de HBO care se numește Band of Brothers, produs de Steven Spielberg. Yes. Foarte bun, șmecher. Miniserie. Și în ăla, la un moment dat, prind ăștia un soldat german care vorbește engleză ca ei, da. Și ăla le povestește că el stătea în America, dar părinții lui și familia lui sunt nemți și că s-a întors, că a fost conscris să se întoarcă să fie în armată. Nu te întorci. Nu te întorci. Aia zic, ăla e un nazist prost. Neapărat bun sau rău, rău, dar, sau rău, nu dar bun prost, sau rău, dar prost. Da. Asta e că mai este un serial german. Nu l-am văzut, dar am așa, ai salvat. Eris Vider, da. Cu o divizie, nu batalion, cei mai mic au un batalion, un grup de un fel de Band of Brothers cu naziști. Ok. Dar naziști buni, cum ar veni. Ok. Gen, cinci naziști și un evreu, cumva. Sub acoperire, gen. Nu. Okay. E prietenul lor evreu, cumva, care e semi-evreu, semi-german. E mai mult neamț decât e evreu. Da, e înrolat și ăla în divizia aia. Dar e, spre sfârșitul războiului se bat cu URSS-ul. Ok. Gen, acum doar vor erau pe defending. Da. Și ei sunt prezentați într-o lumină bună, cumva. Lumină bună. Te face să privești din perspectiva lor. Vezi și ochii lor, da. Ca și cum nu toți erau răi. Păi, te gândești că dacă acaparează un regim întreg toată țara, nu e ca și cum toată țara a fost pro sau toată lumea asta era la gândesc. Curent. Asta mă gândesc. Cu ce se întâmpla cu planul mare de the final solution. Nu, cred că știa toată lumea. Probabil mulți se bucurau de cred că întrebarea prosperitate, se pune progres. Că dacă înțelegi cât de cât ce se întâmplă. Adică dacă vezi că îi ridică pe evrei, că le pune stele pe ei și că pula mea. Da. În momentul în care nu faci nimic cu riscul că te bagă și pe tine cu ei. Și asta plus că tu ai 21 de ani și primești ordinul de înrolare, nu prea ai ce să faci. Trebuie să te duci, asta că zic, adică te bagă la bulău. Adică. Da, în momentul în care accepti că ori te bagă la bulău, ori te acolo intri în joacă. Întrebarea. Dacă intri în joacă, cam ești. Știi? Și dacă asta nu o să știm noi niciodată cum e. Doamne ajută, Luiza, să ne facem o cruce mare. Să nu ne ia la deci goaste. Deci tu zici că ești rău dacă ți-asiguri supraviețuirea. Prin orice mijloace. Nu știu, am zis că asta e întrebarea. Asta e întrebarea. Asta. Ești rău? Asta vreau eu să zic. Ești rău dacă ești rău? Ți-asiguri supraviețuirea cu ești orice rău? Mijloace? Da. Nu. Da. Vezi? Orice mijloace ăla. Dacă ca să supraviețuiești tu, trebuie să strivești un bebeluș de fontanelă, că îți place cuvântul ăla. Trebuie să squeeze a baby. Dar nu se squeeze, pur și simplu să-i bagi degetul în fontanelă. Asta până la capăt. Aș face oricum. Și e un bebeluș foarte frumos. Ce? Un bebeluș foarte frumos. E asiatic? Nu, un urât. Și care râde. Care râde în continuu. Asiatic cu păr creț. Oh my God. Rupe hârtiuțe și râde. E jumate asiatic, jumate negru. Oh my God. Și râde, se bucură când te vede și râde în continuu. Da. Bă, asta e partea proastă, că eu câți ani am? Acum lejer bag de știu la fontanelă. Păi nu, că adică gen, dacă eu am vreo 70 de ani. Asta e, tu trebuie să fii tu pe moarte. Asta trebuie să fiu pe moarte, că mă gândesc, bă, eu deja am trăit destul, bebelușul ăsta are o șansă să trăiască, să facă ceva bun, bla 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 bla. Nici nu mai am forță de la artrită asta. Așa că o să, da, acum, Luizu, luna viitoare vreau să-mi iau PlayStation, tu vrei să mor pentru un bebeluș? Care nu știu, măcar nu știe să țină controlul. Ce PlayStation ți-ai? A, nu, doar am făcut o Eu merg acum la Revelion și avem, aduce Florian PlayStation 1 și avem doar două controlere și vrem să jucăm în 4. Păcat. Și am cumpărat două PlayStation, am două controlere de PS5 de pe eMag. Tu le-ai cumpărat? Și ai credit, da, ai credit în ăla, poți să iei să plătești peste 30 de zile. Eu n-am făcut asta, îți dai seama că podcastul ăsta e public. Dar scoate-și o să tu, după le testez ce le dai retur. Și dacă nu sunt mulțumit de ele, le returnez, îți dai seama. Ușor zgăriate. Chiar mă întrebam unde apar produsele resigilate ușor, cu urme ușoare. Virgil. Care handicapații, nu știu, că apropo de turneu și de documentarul nostru, ne-a zis, bă, n-avem televizor la care să punem acest PlayStation, baia mare. Și a zis, bă, știi ce facem? Mergem, cumpărăm unul de la Altex, de la mare. Aveam duba, da, și că era și cu duba. Da, dar cât peretele, mă, ultima zi. Cel mai mare. Găsești în Times Square.
Și luăm, ne jucăm FIFA pe el, ce dracu facem, și mâine îl returnăm. Bă, dar încalci vreo lege? Nu. Ce? Încalci vreo lege? A bunului simț. Sunt naziști care n-au făcut asta. Sunt naziști care n-au făcut asta. Eu nu iau viața nimănui. Asta am omirii care respect pentru capitalism, dar nu pentru viața umană. Asta e concluzia. S-au chinuit băieții de la Altex, mă, să spune, mă, mă, femeia aia cât s-a chinuit? 6 ore, mă, lași, știi cât durează să faci un televizor? Nu, 9 luni. Eu n-am făcut... eu fac asta și cu haine, mai cumpăr haine de pe internet și vin și zic, oh, fuck, nu-i bun, nu-mi place cum stă. Ai, eu nu dau retur cu aia, am luat o decizie prostă. O singură dată am dat retur. Dar în rest după aia uit de ele și apoi zic ok, va trebui... și tu cred că faci la fel. Va trebui să le port. Și apoi le port, oricum, nu dau retur. Eu nu dau, zic că o să dau retur, după aia mă gândesc la toată logistica aia de toate porțile. Cât a costat ăsta 60 de lei, nu merită tot stresul ăsta. Din magazin sau comandate? Nu, comandate de la problema că păi de la zi care dat îmi zic că nu mai comand niciodată haine și după aia... Eu dau retur, eu dacă nu-mi convine dau retur. Eu dau retur până la urmă. Acum stau, sunt în proces. Sunt în proces, trebuie să returnez 2 șampoane în pula mea. Șampoane, coaie, nu returne șampoane. Am tot încercat, până la jumatea tubului am încercat, nu îmi trece. Le dai la cineva, coaie, nu returne șampoane. Apropo, dacă n-ați văzut episodul de... Am văzut episodul de, nu știu, zic, cu Nae, de tândul, mi-am dat seama că eu Adidas și i-am returnat. I-am purtat o zi. Și ai primit banii înapoi? Normal. I-am șters pe... Așa le-am pus eticheta la loc, că n-am tăiat-o, că nu-s prost. Erau prins cu oață, le-am înodat la loc, i-am curățat, i-am trimis. Erau proști, adică mie îmi plăceau, erau foarte buni, dar aveau o cusătură aici care îmi dădea fix în unghie. Și, nu... și eu la alea care au eticheta legată, că acum sunt tricouri, chestii care vin cu eticheta făcută cu nod. Da. Nu mai e din aia capsă. Deschid frumos, da. Frumos, o pun în gunoi, dar n-arunc gunoi vreo săptămână. Eu pun de obicei pe mașina de spaș, le arunc Ioana. Eu am un alt... Are om care i-a pe bună în boxii, că s-a ajuns. Pe lângă faptul că sunt foarte optimist și am încredere în oameni. Ce altă hipă, băie? Mai lasă-o! O altă problemă a mea e că am un păr sensibil. Am un scalp sensibil și părul foarte moale. Da. Și asta nu e bine? Am descoperit, am un șampon de la Nivea care... Asta nu e moale. Asta e mai moale decât average. Acolo. Da, te dai cu ceva în barbă, mă? M-am dat cu balsam. S-a dat cu balsam. S-a găsit la PNC. Băiatul care returnează Adidas se dă cu balsam. S-a găsit balsam. Etichete de papuci returnează. S-au găsit urme de balsam la el în barbă. Jesus. Și am un șampon pe care nu-l mai găsesc în Carrefour sau în Mega Image. E unul de la Nivea, e ceva cu un șampon micelar, ceva. Nu-l mai produc. Gentle cleansing, pula mea. Așa scrie. Gentle cleansing, pula mea de părsar, mai contează. Ceva Stim. Scalp sensibil și păr morților, fragil. Și găoază largă. Îi place la părți. Așa trebuie să folosești șamponul. Ți-l bagi în cur și să ruci cu bucile. Și înțeles că te strebe. Și asta e faza. Că el e dintr-o gamă. Și alte șampoane din gama aia le găsesc. Dar pe ăsta fix, pe ăsta nu l-am mai găsit. Și am intrat pe EMAG să-l caut. Dar nu era livrat de EMAG, era livrat de alt tipul. Asta îi țeapă tot timpul. Și am zis că în comand de la aia mi-a venit un pic mai târziu de la Zalău. Care deja e un deja red flag. Red flag e inventat. Ce pula mea am comandat eu din Zala 1? Asta e prima întrebare. La Zala 1 am deschis 2 tuburi de șampon roz, ce e drept, dar tot din gama aia, dar tot roz tubul, numai că era pentru culoare care nu dispare timp de 8 săptămâni. Deci ce ne zici tu e că șamponul e de femei. Adoră mult să ne zici că ai luat conditioner. Nu e șampon, dar pentru păr colorat. Vopsit, nu colorat. Ăla trebuia să-l folosesc la electric kettle. La electric kettle, da, când m-am vopsit, atunci îmi trebuia ăsta. Și acum să le dau retur. Ăștia au politică de retur doar 14 zile. Bine, eu am genius și am 30, că la pula mea. Doar că n-au număr de telefon. N-au număr de telefon și trebuie să returnezi pe banii tăi. Returul e pe banii tăi. Eu când mi se pare ok. Pentru 38 de lei eu merg până la moarte. Pentru eu mă vopsesc, și mă spăl cu șamponul la un an de zile, ce dracu. Eu ca cetățean cred că erai dispus să aștepți până ajungi cu show-ul în Zalău să le dai șamponul înapoi. Eu ca cetățean. Deci ne vedem diseară la Dalclas. Dalclas în Călăraș. În viață.
în Piața Unirii din Zalău. Divino, divino. Am fost la Curtea Artiștilor în Zalău. Da, pula. Și am intrat pe zis că să sun la EMAG, EMAG. N-au număr de telefon, nici EMAG, nu mai au număr de telefon, au doar chat-ul ăla când intri. Care e fac orice ca să efectiv ca să nu ca să nu mai înjur, ca să nu mai fi nemulțumit. Stai orice. Bă, coaie, capitalism. Să fie greu, să fie greu. Bă, și am scris. Am dat acolo, bună ziua. Ce problemă ai? Alege dintre astea 5 robotul. Nici bună ziua, sunt Diana. Părut sensibil. Sunt optimist. Am încredere în oameni, da. Asta e problema. Și firme aparent. V-am zis, coaie, că asta e problema mea. Și dau acolo că cu returul. Alege una dintre astea. Nu era niciuna. Zic una random. Bine, completează formularul ăsta de retur. Zic nu. Te mai putem ajuta cu ceva? Da, aceeași chestie. Care e problema ta? Retur, încă o dată. Și cu ce te putem ajuta? Completează formularul ăsta. Marș în pula mea. Mai încă o dată, a treia oară. Cu ce putem să te ajutăm? Retur, nu. Același căcat. M-am apucat să scriu, am dat pe caps lock direct. Și am să vreau să țip. Vorbesc cu un om. Completează formularul ăsta. Om! Marș în pula mea. Și încă mi-a mai părut odată, am dat random iar de vreo două ori, cred că de 5 ori am făcut pașii ăștia și abia atunci mi-a zis că te redirecționăm către un om adevărat. Și mi-a scris aia că pula mea, că facem ceva, că hai că returul e gratuit și dă-mi un cod și trimitem noi curierul și eram cu aia, n-am timp de curier, că sunt persoană ocupată. Și a zis că mi-a dat, și a zis că nu, că revin tu când ai timp. Și am zis că eu nu mai trec prin asta odată, dă-mi un număr de telefon și ai zis că hai că îți dau e-mail-ul și îmi scrii cu numărul ăsta de referință, caz, cum ar veni, și să-i scriu când am timp în 30 de zile. Deci așa că la EMAX se vorbește despre băiatul care vrea să returneze două șobone. Băi, jumătate de oră a fost asta. Intră din... băieții aia la 9 dimineața luni la EMAX. Oh! Oh! Uite cu aia, uite prostul, uite cum se certă cu Dorel sau cum i-au zis ei la robot. Da, pula. Mai lasă lătură, mai lasă-ți mai completeze odată. Ce faci? Ce mai scrie acum? Nici măcar n-am mai ajuns la M. A scris OOOOOO! Bagă-i formularul cu aia, bagă-i formularul. Da, mă, dar i-am dovedit până la urmă. Ai dovedit? Ai bătut algoritmul? Nu, încă, dar urmează. Adică acum sunt pe fir cu Diana sau cum o cheamă. Exact. E la un mail distanță să facă ce vrea pula lui. De un curier care după aia să vezi că tot dureze și pe ăla. N-aș fi făcut asta niciodată. Nici eu, dar ca cetățean cineva trebuie să o facă și de data asta a fost tura mea. Ok, înțeleg asta. Și ce crezi că ai schimbat în societate cu această acțiune civică? Și urmează să dau și o stea la furnizorul ăla de șampoane greșite, dar asta după ce îmi expediez produsul. Și îți vrei banii înapoi sau îți vrei alt produs? Banii direct. Banii direct? Nu. Banii direct și scuze. Și voucher. Banii direct și voucher. Asta, voucherul e nou scuze. Uite, asta e total la ampura. Pentru că nu există în contextul ăsta ce consecințe există pentru că pe tine te-a trecut printr-un stres. Te-ai futut steaua maxim aia. Zile da. Wow. Asta e consecința, wow, că dă o stea. Păi nu, dar dă o stea și dai și tu o stea și dau și o stea. Să-i stric business-ul și asta. Și data viitoare când intră cineva și vede că vrea să ia șamponul ăla, dar nu e livrat de EMAG, e livrat de Gogu din Zalău care are 1,5 stele, ești ai că mai caut. Da. Eu acum încerc să iau mereu chestii doar de livrate de EMAG, da, ca să da. Fie mai simplu da, tot procesul. Uite, sunt dăți că nu dar găsești nu și eu, n-am găsit. Morților. Eu vreau să i-am luat cadou Ioanei de Crăciun ceva și ce am... Ce luat, mă? I-am luat ceva de pe EMAG. Mi-a luat căști, mă. I-am luat căști. Mi-a luat căști. Frumos. Nu, zic că și eu tot căști am luat de... I-am luat căști și am intrat să mă uit la căștile alea și am căutat să fie livrate de EMAG. La și când am dat de EMAG, îmi dădea că vine în 3 săptămâni. Că nu era pe stoc sau era pe stoc, dar nu era disponibil acum, nu știu care era schema. A început COVID-ul iar în China, sunt vreo 30.000 de cazuri și sunt iar shortage-uri pe stoc. Valul 7. Bă, net, hai să cumpărăm toți măști. Trebuie să cumpărăm masiv. Cumpărăm măști, le vine la suprapreț. Am intrat la farmacie acum vreo 3-4 luni, nu mai știu. Eram cu Mitran pe lângă obor și am intrat la farmacie să-mi iau aspirină sau ceva, nu mai știu ce. Și mi-am luat o cutie de aspirină și mi-a dat o cutie de măști. Cadou, că nu au ce să facă cu ele. Și am zis, da. Deci, deja suntem pe plus. Eu am întrebat, dar trebuie să le iau? Și mi-a zis, cadou.
se refuză cadouri. Le-am lăsat mai jos pe o bancă. Am luat de la alt vendor. Dar care tot așa zicea că e... eu am dat la opțiuni când am sortat. Genius. Eu n-am Genius, ea are Genius și eu nu mi-am... Păi pot fi două conturi pe un cont. Lasă-l, uite, așa are povești. Ea are cadou, eu n-am cadou, așa se întâmplă. Muie n-a vrut cadou de Crăciun. Mi-a scos ochii, m-a fundul la cap. Știu că eram acolo. Așa. Și acum zice pe internet acolo... că n-a primit nimic de Crăciun. De față până nu, asta ți-ai dorit cu invitații în gură. Așa se face, fraierilor. Așa le faci. Ai un an de câștigă. Acum ai un an de... am dat livrat de EMAG și nu, mi-a dat și produse care nu erau livrate de EMAG, dar de vendori pe care îi garantează ei. Ceva, da. Și era ceva gen Evomag sau alt magazin din ăsta care era tot mare. Și au venit cu doar o zi întârziere. Și tot ok? Super. Nicio plângere? Da. Nimic. Foarte bine. O zi de întârziere, pula mea. Eu nici nu comand cu asta cu livratore, că am luat de pe EMAG, am zis, hai să cu livratore? Ce găsesc în stoc undeva și mă duc și îl iau eu. Ah, nice. Nu vreau să, adică să stau, apoi acum trebuie să aștept după un curier, nu știu când vine. De unde se merge? Păi nu, eu am pun la Easybox. Eu pun la Easybox. Te duci în showroom? Eu asta fac, când comandă la Easybox. Așa am la laptopul ăla. Nu mă duc, îl vreau acum în pula mea, nu stau să... Dacă vreau un lucru, îl vreau acum. Ați din showroom ei pe loc? Da. Dacă există, okay. Eu adică mă uit acolo și văd dacă e disponibil în vreun showroom, dacă e disponibil, mm-hmm, îl iau de acolo și mă duc și cumpăr de acolo, îl comand și mă duc să-l ridic. Pe vremuri făceam și eu asta, dar acum de când am Easybox la... De când cu Easybox la scară, vin a doua zi cu Genius dacă e de la EMAG. Și eu m-am obișnuit cu Easybox-ul pentru că e... Totuși, când plecăm noaptea de aici, ne oprim și luăm pachetul. Mi-am luat mega țeapă, mi-am cumpărat o grămadă de chestii de pe un site de încălțăminte și îmbrăcăminte. Multe lucruri, mi-am luat multe lucruri, printre care pantalonii aia. Update cu pantalonii cu după aia. Și mi-au trimis până acum, cred că 4 colete diferite. Separate. Da, și așa mă enervează că nu sunt acasă, că nu știu ce. E cel mai stupid sistem pe care l-am văzut eu până acum. Hai să-ți trimite, mi-au trimis astăzi două tricouri, 3 șosete. Acum vreo două săptămâni. Fiecare produs vine în pungă separată, da. Totul vine în pungă separat. Asta azi e prima oară când ne-au trimis tot astea, două tricouri și o șoseată în... E un magazin din ăsta, poate, care are... Sunt retardați, din e câte am înțeles eu. E doar de magazin și au depozite. Da, el e din Cehia sau de unde morților sunt ei. Și aici au doar magazine, n-au depozit. Da. Dar au mai multe magazine și dacă îți comanzi mai multe lucruri, în magazinul în care intră comanda și e pe stoc, ți-l trimită. Perhaps. Sau nu. Update cu ăla de furat? Așa. Aveam colanți cu un din ăla de furat? Aveai colanți cu șurubelnița cu... Din ăla, de nu putea și a zis mitranistul că ți-l... scoate cu dinții sau ceva, așa. N-a reușit chiar și cu dinții lui, care, să fim serioși, sunt mari. Sunt proporțional cu capul lui, Ioana, ce am vorbit. Capul lui de castor. Așa. E frumos că nu e aici. Așa. E cu atât nu, nu e frumos nicăieri, oriunde ar fi. M-am dus cu magnețelul la boxe și zic, și a zis, lasă că mergem într-un magazin, nu mai băga și șurubelnița în el. Așa că m-am dus în birou și am băgat șurubelnița în el. Agresiv, până că m-am enervat. După aia m-am dus cu ăsta în trei magazine separate, oamenii foarte drăguți că au încercat, nu au reușit, pentru că băgase în jurul Benisaniel. Breaking news, da. Da, l-am stricat și m-am dus acasă la tata și a scos, el a băgat el altfel de șurubelniță. Da. La flex, la cine? Eu așteptam... Cu din ăla de tăiat garduri, cu tăiat, de tăiat sârme. Din da, ăla așa? Da, mic, da. Are unul mic. Șmecher. Eu așteptam că vestea pe care o primisem era că deschis cu ciocanul și eu așteptam să ajungem acasă să facem asta, dar s-a rezolvat. Mm-hmm. S-a rezolvat. La Spartagment, pe aia încerca să înțeleagă cum funcționează, a fost foarte drăguț. Și? Aveam N-am un înțeles. Răspuns, nu? Nu. Dar dacă aveți din ăla de tăiat garduri unul mic, discret. Te duci la cabina de probă, ți-l bagi pentru garduri mici și mijlocii. Îi pui brațele aici, bagi în pantalon, mergi și nu te apleci. Și nu te bucuri. Nu te bucuri și nu te apleci. Yes, man. Deci asta mai s-a întâmplat. Mai aveam o idee. Mai s-a întâmplat. Pentru podcasturi. Ori pe public, ori pe Patreon, odată la lună, să zic, unul din, odată la 3 podcasturi, odată la 4 podcasturi, să facem un podcast tematic, asta mă gândeam și asta e o propunere și pentru voi cei de acasă, de în fața micilor ecrane. Propun eu prima temă. Să citim toți, să ne informăm cât de cât pe un subiect și să discutăm despre căcatul ăla. Asta. Cool. Nu? Da. Așa.
Așa. Zi prima temă, să vedem. Marea schismă. Marea schismă. 1054. 1054, a, da. A fost un... Se aprobă, Luis? Da, dacă bun, marea, despre Marea Schismă, chiar asta o să fie, da. O să bubuim pe internet. A, nu știu. Bă, nu știu, dacă îi futem un thumbnail din ăsta de noi, ne punem pălării din alea de papi. Da, fain, da. Fain ar fi să alegeți unul din voi care să facă anti. Să nu știe nimic. Să facă anti-informare. Adică să dea, să-și dea cu presupusul și să zică numai wrong information. Adică tu-l descrii pe Mitran, exact. Nu, Dragoș, nu știu ce au ăștia cu tine. Nu, să fie ăsta aleatoriu. Nu, mi se pare că e singurul, adică nici n-are rost. Pentru mine e ok, pentru mine e ok orice. Numai asta, ideea de... O istorie a țățelor. Pe 23 ianuarie filmăm episodul despre Marea Schismă. Pe 23 ianuarie e un pic paradoxal, că pe 24 e Mica Unire. Ar trebui să faci ceva cu Alexandru Ioan Cuza, cu Ion Roată, Moș Ion Roată. Perfect, asta facem. Istoria cu Virgil, ce mula mea se întâmplă? Victoria Secret. De unde au apărut chiloții? Și care crezi că am acoperit deja asta într-un... Cu chiloții? Am avut un podcast cu titlul ăsta, cu chiloții ceva. Când au apărut chiloții, da, o chestie. Nu mai țin minte nimic. Nici, dar țin minte titlul când l-am pus. Da. Bine, deci atunci salut. Să treci. Yes. Atunci facem despre Mica Unire. Nu știu, nu vreau să luăm. Așteptăm și subiecte de la voi, poate. Scrieți în comentarii. Lasă-i, bă, că oamenii nu știu ce vor. Lasă-i, mă, să dea comentarii. Le dai, le dai, bă, ca niște găini, bă, ca niște pești, bă. Eu vă respect foarte mult. Le dai, fără voi nu am putea să fim aici astăzi. Fără voi nu am putea să fim. Enorm. Și nu mănâncă căcat, chiar. Chiar vă apreciez. Te-au mai văzut. Bă, acum la final de an mi se pare că putem să zicem ce apreciem, să avem un moment de sinceritate. Ok, acum hai să avem, să zică fiecare ce apreciază cel mai mult. Ce să zică fiecare? Să fim mai buni și să fim adevărați. Pe zero. Să fii cu sufletelul pe zero. Zici ceva frumos despre tine. Despre mine? Da. Nu, eu ziceam despre... Nu, zi despre tine. Îmi place așa în general. Zi despre tine. Ce să zic despre mine? Ceva frumos. Ceva despre frumos. Ai zis că ești optimist și că ai încredere în oameni. Asta e defectul. Poate fi defectul. Și eu. De păi nu. Poate fi altceva. Și ce ceva pozitiv asta. Adică eu de asta țin de caracteristica asta. Încerc să o cultiv, cum ar veni, că mi-a adus beneficii în principal. Adică nu întotdeauna. Dar uneori mai vine și pe plus. Da, bă, nu știu, am spiritul ăsta, sunt... Vrei sau nu să accepti asta, dragă Luiza? Așa. Sunt un romantic incurabil. Nu, pula, dar chiar îmi plac. Adică chiar... Sunt un romantic, pula. Dincolo de interfața pe care e percepută de oameni, nu știu de ce oamenilor li se pare că sunt... muist cumva sau neapărat muist, mai muist, mai rigid, mai dur, mai da. Am fost acum doar acasă pentru că spun ce simt. Eu te-am auzit fiind descris ca Ghiolban. În maniera asta? Ce face? Te-am auzit fiind descris ca Ghiolban. Ca Ghiolban, ca Ceea Bârlan, ca eu Țăran sunt, ca... Eu sunt mult mai aproape de a zice că ești un romantic incurabil. Problema care înjură care e? Problema știi care e? Ești un romantic care înjură. Problema este că ai încredere în oameni, știm. Oamenii se ghidează după aparențe. După interfață. Dacă ești Ghiolban, asta nu scoate din peisaj faptul că ai un suflet sensibil. Și ar fi foarte ciudat să fii romantic cu noi. Știi, pe de altă parte. Normal, cred că Mirica a vomitat un pic în gură, a scos un zgomot, nu știu ce s-a întâmplat. Ce nu e de la nu, e bine. Adică nu poți să... Dualitate... Poate exista două lucruri opuse în oricine, adică eu... Da. Deci în tine sunt doi lupi. Sunt doi lupi, da. Și e mai important să nu ai personalitate și acțiuni de Ghiolban, chiar dacă sunt oameni care te percep ca fiind, e și fan. Decât inversul. E super fan. Da, să fiu romantic tot timpul. Mi se pare foarte fan să fiu Ghiolban. Da. Adică să fie aici un frac sau ceva. E foarte amuzant. E foarte amuzant. E foarte amuzant. Asta suntem toți cu toții tot timpul. Dacă e... Și în momente nepotrivite. Dacă o iei așa după... I love it. Îmi place să fiu... Așa după impresie. Dar după aia dacă ajungi să cunoști un om cum e el de fapt, eu cu totul alte impresie. Și de asta... Bă, oamenii, lumea era. Așa e, și perversă. Da. Și pervers. Shallow. I-am arătat, m-a rugat maică-mea să-i arăt poze de la Antena 1.
și am arătat poza cu noi doi și cu Mircea Badea și de la... aia, zice, arată și mie poza cu Mircea Badea și arăt, era poza cu Mircea Badea și zice, a, cu cine ești? Cu Cârge? Mai era o poză. Juanes! Salut, Hol! Hey, John! Mai era o poză salut. Din când am fost în turneu cu ăștia, cu Cârge, cu Cârge, cu Florin. Când ai fost la cafeneaua artiștilor din Zalău. Nu, cred că era în Târgu Mureș poza Târgu aia. Târgu Mureș. Și aveam și eu și Cârge șapcă și cu Dobrotă, cred. Și a zis cineva în comentariu că faze diferite din viața lui Cârge sau etape intermediare din viața lui Cârge, da. Seamă că se mai înalță prostul. Apropo de... Zic ceva frumos despre tine, nu scapi. Să zic ceva, a, a fut foarte bine. Se confirmă. Da. Ceva frumos despre mine. Agata, you had your pass. Asta, asta rămâne pe internet. Nu, bă, să tai dacă... Să nu creadă cineva că fut foarte... Să uită taică-miu la asta. Bă, și tata se uită. Și taică-miu, dar asta mă, asta mă întreba. Ăsta e testul, dacă se uită, zi acum să asta. Vedem dacă... Zică-l iubește. Să vedem dacă mai vorbește cu tine. Tata, mai ții minte când a dispărut lanțul ăla de aur din casă? Mă rog, ăla prost de la turc. Care din el? Și toată lumea a zis, nu știm unde a dispărut? E... Eu știu. Eu am intrat pe la aparate, bă. Am intrat pe YouTube-ul de pe televizor și era în history niște oameni. Oh no. Nu țin minte. Oh no. Eu n-am mai fost de mult pe acasă, nu cred că am scris eu, nu m-aș fi uitat, nu știu. Dar așa aveai telefonul la tine, adică. Mă gândesc că unul dintre mama sau tata au căutat să vadă ce mai poate nu se uită la podcast. Poate nu se uită, dar nu știu, se uită, mă, și la mine, asta pasă, mă întreba, tot le pasă un pic așa. Asta chiar mă întreba mai devreme, uite, de exemplu, taică-sul lui Mitran se uită și el la... Da. Dar zice că se uită. Mitran și salutări familiei Mitran pe această gală. Bună seara, sărbători fericite. Suntem ok și îl iubim pe Dragoș. Iubim. Chiar și așa. Dinții aia mari, clar nu sunt moșteniți, adică e vreo anomalie ceva. Domnul Mitran, nu știu doar la Mitran ce v-a spus. De unde a luat dinții? Dumneavoastră aveți dinții super mici, râdeți să văd și gingiile. Niște bob de. Dar mă întrebam, asta zic, eu am presupus în capul meu că nu se uită la podcastul ăsta, dacă nu-i Mitran, nu se uită, eu nu cred, adică eu sper că taică-miu nu se uită dacă nu sunt eu, nu se uită la voi trei, sper, I hope. Ah, deci nu se uită pentru conținut? Nu, dă like doar pentru... Nu pună. Asta e, crezi că ai trei s-ar uita la un podcast cu eu mine, cu Luiza și cu Mitran? General, cred că doar se mai uită să vadă cum am mai îmbrăcat azi, dacă nu, dacă am capul descoperit. Dacă ai mâncat, dacă ceva, da. Să vadă dacă pare că ai mâncat. Dacă pare că mi-e foame, dacă stau afară. Intră. Și n-am fes. Ocupat. Din astea. Oho, poftim domnul Alejandro. Intră. Dacă schimb eu. Are mirică. Eu am descoperit... Așa, zi ceva frumos despre tine, în primul rând. Sunt un prieten bun. Eu asta am descoperit... Asta și ai dreptate mare. Și mulțumesc, pentru asta mulțumesc. O să vin să te îmbrățișez. Gay! Yeah, omul care returnează șampoane. Mă suptă un pic, da. Vezi că și muiți, dar și sensibil. Eu ți-am zis că ești muiți romantic. Sensibil? Suși pula plângând? Asta faci? Îți spui că mă iubești? Oh, suge pula cu drag plângând. Ceea ce e mare lucru. E foarte important acel cu drag. Yeah. Eu am descoperit acum acasă de sărbători că taică-miu nu se uită la nimic cu mine, dar că pentru el contează foarte mult dacă îi zic prietenii lui ceva legat de ceva cu mine. Adică e foarte importantă aparența lui... Da. Legată de mine. Pentru că eu am dat materialul pe care l-am dat în prima tură la Revolution. Zici de taică tu? Da. Eu l-am dat la show când au venit ei prima și singura oară să mă vadă la show. Au venit ai mei cu niște prieteni. Și ultima oară. Sper. Și înainte să vină la show am avut așa emoții și i-am zis bă, mă duc la ei și le zic efectiv ce glume am despre ei. Și m-am dus, ne-am așezat la masă în bucătărie și le-am domnul zis Dan, ce o să zic. Intrați. Oh my god. Loc, luați un loc. A, episodul ăsta apare după ce ai câștigat Stand Up Revolution. Avem 1-3 Dan sau Birtaș. Ia un loc că nu intri în cadrul. Dubios. Dubios. Votatul. Dubios la 1-3. Ciudatul ăla, fără diacritice. Bă, dar nu știam că avem beci aici în Green Room. Unde ține Mitran cadavrele? Stai că tu. A fost la show, n-a avut nicio... A fost super. Mamă, ce fain, bravo, ce tare. Mi-a zis nimic? Ți-a zis bravo? Mi-a zis bravo, ce tare. Schmeichel. Super. După care 3-4 luni mai târziu am băut, s-a îmbătat.
Nu se poate să zici așa lucruri despre mine așa la televizor. A venit un băiat, a venit Florin și m-a întrebat: bă, dar tu ai încercat să eu dai la mâie lui Fitu? Deci materialul se schimbă. Și eu am plecat, eu în momentul ăla am plecat. Că nu era pe râs, discuția aia nu era pe râs. El chiar era afectat că l-a întrebat un prieten de-a lui dacă a încercat să-mi o dea la muie când era mic. Și cum întreb? Asta. Auzi, Bogdane, tu ai încercat să-i dai la muie lui Fitu? Cum, știi? Nu știu, azi nu știu. Pe tactul îl cheamă tot Bogdan? Nu, Ovidiu. Dar ziceam așa, care avea un copil. Eu am pus acum un reel de la Ai Umor mai de mult. Cu asta, cu de seama că asta devine acum o bucată. Și o să faci o glumă despre el cum de meta, da. Și acum zic, acum hai să vă zic cu adevărat căcaturile. Eu respect podcastul ăsta. Iau... Da, și eu, aia, cred că asta e problema noastră. Vezi? Respectăm prea mult asta, podcastul ăsta. Și ne așteptăm să terminăm de vorbit. Asta e. Ați zis deodată aia, n-ați așteptat niciunul. Păi da, am zis același cuvânt deodată. Scuză-mă, ziceai ceva legat de... Eu aveam... De ceva de aveam ziceai ceva la ce nu eram atât. Aveam ziceai o glumă că de Crăciun tata rupea o cracă de prun și o punea pe perete și așa, în loc de brad. Da. Și eu, mi-a zis tata că l-a sunat un chemiu și a zis că, bă, mai ai crângi în copac sau o chestie din asta. Și era tata că, bă, da, zice ăsta. Zice ăsta că n-avem noi brad, ce pula mea, ce? Și am făcut un solar numai cu brazi acum. Crește numai brazi. Crește brazi. Așa că, bă, da, zice unche tu așa că suntem săraci. Zici minți despre onoarea familiei din astea, mă luase așa. Nu știu cât de adevărat e, dar după aia când m-am văzut cu unchiul meu, mi-a zis și unchiul meu că, bă, mai aveți crângi în copac? Deci el a ținut-o pe aia, era gluma pentru voi, era, o avea servită. Eu m-am dus acasă de Crăciun și am fost luată în brațe și denumită vedeta, ceea ce... Tu și Șorea, și nu Șorea zice vedeta la masă. Da, dar măcar nu Șorea ziceau, nu-i mai zici. Sau de-au, ești fain. Și care, și n-ai zis un lucru pozitiv despre tine, Luiza, ca să închidem cercul. Cercul vicios. Asta este cercul, Luiza. Uite-l cum se închide. I can feel it. Mă doare. Ustură. Ustură. Hai că mai e un pic, hai să-l închidem. Sunt ambițioasă. Am multă ambiție. Ești ambițioasă. Îmi ia mult să mă pornesc, dar și când mă pornesc... Ești cam ambițioasă, că altfel n-ai fi rezistat până acum... În lumea asta de... A bărboților, frate! De șacal! Dar ăsta... De șacal! Moar și-n pula. Dar ăsta nu este... Apropo, vrei două tuburi de șampoane? Bam! Două din direct și ăla două. Ăsta nu ar putea fi același lucru ca încăpățânat, no, ambițios? Nu, că încăpățânat e și poate să fie și pe negativ. Ambiția mi se pare că e pe pozitiv. Dar tu ești dacă ambițios, ești ambițios, nu dacă faci ambiție, știi? Tu, ok. Da, e perceput greșit ăsta cu... Când zice că ambițios mai e ăsta. Da. Nu, ambițios e un termen pozitiv. Îmi place. Da, dar dacă, da. Dacă nu e de fapt încăpățânare mascată ca ambiție, asta da. Încerc să zic. Și asta este adevărat. Ba, atâta timp cât o zici tu despre tine, mulțumesc. Știi și nimănui nu-i place ton ai vrut. Nu-mi lua ambiția, mă! Că dacă zici tu despre tine, nu e ca la aia că sunt om de treabă, că și eu n-aveam voie să zic că sunt un prieten bun, trebuie să zic alți oameni despre tine. Bă, nu e competiție aici, lasă-o în pace! Uite cu aici, vezi ce... Eu simt, asta e că eu simt energia din sală. Așa mi-am trăit toată viața cu aia. Trebuie să-mi împac familia de retard. Să fii mediator. De asta noi n-avem frez, n-avem frez. Când simțeai că tipul unii la alții trebuia să zici o glumă. Să detezeze situația. Ăștia n-au frez, ei nu știu să împartă. De aia, sunt single sunteți children acolo. Sunteți canapeaua fără frați, pune. De asta stăți așa de miști. Mi-a mâncat fratele geamăn în pântece la mama mea. Eu de asta ești dispus să bagi degetul la fontanelă. Eu l-am împins. Normal că bag degetul că la fontanelă. Că n-ai pus mâna pe fontanelă. Eu l-am împins. N-ai avut o fontanelă de protejat. L-am împins. Marș mă de aici, locul meu. Eu am zis de taică-miu că e homosexual la TV. Că ce treabă? Identitatea cu un rocker? Nicio treabă. Ori a fost la modul, bă. Care glumă evidentă în pula mea. Înțelegem ce face băiatul ăsta? E ok, măcar nu ne cere bani sau a fost da. Oh my god, he got me. A fost două.
Ambele. Nu, dar și la mine, adică eu am dramatizat un pic aici, că mă știți că și pe partea de actor. Eu am downplayed, la mine a fost mult mai rău decât v-am povestit. Nu, la mine chiar se știa că e glumă, dar există asta cu că se mai uită la ce fac și după aia au din astea că între neamuri, că bă, dar uite ce zice fiu tu de tine și da. A fost nașpa, adică s-a simțit nașpa atunci și am stat să mă gândesc la ce o să fac acum cu informația asta, că chiar era, adică ne-am certat pe tema asta și după aia înainte să plecăm înspre București, am stat, am băut o cafea cu el și mi-am făcut eu curaj că mintea mea vrea să-i zic că bă, uite cum facem, eu nu mai vorbesc de tine pe scenă niciodată, nici tu nu mai vii la niciun show de-al meu niciodată. Facem deal-ul ăsta și gata. El câștiga sambapul ăla. Probabil, da, dar asta era, o făceam eu din casă, că și eu sunt încăpățânat. Că așa a început. Your father's son. Sunt, da. Și am apucat să-i zic că uite, m-am gândit și nu o să mai vorbesc despre tine. Și te iubesc foarte mult. Și el a zis, nu, scuză-mă, băusem, fă-ți viața, fă ce vrei tu. Dovadă de maturitate. Până la urmă. În familia Cismaș. S-a certat cu maică, nu știu. Da. Frumos. Bravo. Bunica mea a stat până la 4 dimineața să mă vadă la televizor și eu nu apărusem la televizor ziua aia. Și... și mai era și pe canal de sau ceva. Eu am clipul. Bunica ta e bătrână. Bunica ta e în vârstă. Da, are 91 de ani. Adevărul că... nu stă până la... Nu știu dacă a stat până la 4 sau s-a trezit la 4. Adică eu... A stat până la 4, dar nici nu doarme mult. Asta adică... mă gândesc. Și acum eu trebuie să-mi fac curaj să mă duc cu laptopul să-i arăt materialul care este doar despre familia mea, în care eu zic lucruri oribile, care oricum e minciună, că nu e nimic efectiv despre familia. Dar tu știi că tu poți să-i pui alt material, nu, poți să-i pui altceva. Da. Nu, trebuie să fii tu. Pune ceva de la Boba, pui un deep fake. You know can trick her. Nu o lua ca pe insultă, dar pune ceva de la Bobonete. Nu poți să pun... Pa. Dacă iau un clip cu tine și te lățesc să par mai grăsuț, suntem aproape tuși la fel. White la Mirica. Și gata. White Mirica Pierce. Deci astea mai trebuie să mai fac eu. Am uitat, am mai pus un story, o ceva, un reel, o ceva pe Facebook de-au văzut, cu că tata clătește șamponul până nu mai vezi de la ce brand e. Yeah. Mi-a zis tata la masa de Crăciun, la fel, glumă, dar semi-glumă. Că nici măcar nu fac eu aia cu șamponul. Mă, tău faci. Mă, tai săracă, răi. În primul rând. Dacă chiar vrei să zici adevărul. Dar tata face altă schemă. De mi-am adus aminte cu... Face, e Supermanul săpunului. Nu mai face acum asta. Ce lipește două săpunuri, da, când se subțiri? Și ai te făceau asta? Mai există treaba asta? Știu schema asta. De la săpun din ăsta solid. Eu mă ofic că nu m-am gândit niciodată la... La căcatul ăsta. Da, eu părăs ideea. Man, such a good idea. Și că dacă eu mă chinuiam 5... cu bucățica aia mică așa și să mă frec cu ea. Dacă adun 4 sau 5 de mici, okay. Da, e bun, bine. E dar nu faci din sustenabilitate. Practic îți speli cu un calorifer mic de spumă așa. Faci, cu elemente. Faci elemente acolo și te hârcui cu un mic calorifer. That's amazing. Te exfoliezi. Da. De nu te vezi. Da, dar pe de altă parte nu arunci săpun. Adică e sustenabil, e... Da. Bine pentru mediu, e foarte teoretic. Bine, oricum, săpunul e toxic. Să nu arunci. Da. Că a fost a mea gagică. Știi tu care la fel, mă, dădea la pulă. Toxic și nu ia jeg. Te râc, e la pulă cu ea. Haide cu aia la una scurtă. Zicem că asta a fost. Asta a fost. Mulțumesc frumos. A fost un episod top class, mi se top pare. Class. A, chiar a fost bine, ne-am distrat. Eu m-am simțit sus, foarte bine. La mulți ani. Și am uitat să zic așa pe calea asta, că suntem în perioada asta sărbătorită, îmi bag pula în mâncarea tradițională de Crăciun. Da, da, muie sarmale. Muie sarmale. Mănânc, mă fut cu aia, n-are niciun sens sarmaua. Este un salam de carne tocată. Da, jointurile îți plac? Fătute. Mamă, da, fumam. Două sarmale. Doar mama n-a făcut sarmale, am mâncat două sarmale așa de și apucate. Și toba aia cu aia, toba. Toba, mă fut în orice. Toba grețoasă aia, de are gelatină și are probleme. Arată ca o podea de instituție comunistă, instituție publică comunistă. S-a lipit o gumă acolo, mai are un pic de gresie. Toba arată în secțiune ca pardoseala de la stația Politehnică. Așa. Așa se face toba. Da, ați găsit vreodată păr în tobă, dar nu păr străin, părul porcului. Aoleu, nu, dar mi-a dat acum. Când am plecat acasă, maica mea tot insista, hai să-ți dau niște cărnați, hai să-ți dau niște ceva. Cosmin tobă. Nu, bre, lasă-mă în pace. Exact. Și am zis, bine, îți dau niște șorici, bă, și n-am mâncat deloc șorici. Și mi-a dat maica mea, s-a dus, mi-a luat un bucat de șorici, mi-a pus într-o caserolă și când am văzut, cu ei, n-am văzut în viața picior de feministă, halul ăsta. Bă, băiatule, deci părul ăla de pe porc curgea așa frumos din pielea aia de porc, așa un pic era neepilat de ceva timp, dar se vedea cum crezi, bă, se vedea un fel de... Că mai mâncat șorici în pula mea!
Am mai mâncat și aici, a fost ok. Și când am văzut părul ăla, am văzut bucata aia de sub braț de studentă la un ATC. Păi și ce mănăiești tu un bic acasă? Ce pula mea, mă, serios? Sau o brichetă și un spray? Ar fi nu știu să fie la când mănânci să ai furculiță, cuțit și un bic. Și un bic. Să mai dai cu sare. Bă, a fost grețos și n-am... Să știu că... A, să uite da, doar taică mi la podcastul ăsta. Îmi pare rău, am aruncat șoricul ăla. Am aruncat șoricul ăla. Am gănăit de aceea. Pantalonia de training cu care stă Mirica în casă plin de șorici acum. Cu buzunarele îndopate cu șorici. Anyway, anyway. Mi se pare grețoasă și este oribilă mâncarea de sărbători și de-aia aștept să termine pișatul ăsta de perioadă de an. De-aia aștept cu nerăbdare sărbătorile din 2023. Asta de pulă auzit. Să mă iei. Doamne, la mulți ani! Da, și nu uitați să fim mai buni pentru că asta este cel mai important, să fim oameni. Nu uitați să fim mai buni, ai spus. Mulțumim, la mulți ani, ne vedem la anul. Bye!